Bună ziua, stimați invitați, onorate oficialități și fețe bisericești! Vă adresez cu mult drag urarea de bun venit la tradiționalul concert de colinde, sugestiv numit O Ceveste Minunată. Acest eveniment este organizat... eveniment este organizat cu sprijinul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei și a ajuns în acest an la cea de-a 23-a ediție. Dintr-un început, le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil ca acest frumos eveniment să devină o tradiție. Le mulțumim celor care au știut să așeze colind lângă colind, refren lângă refren, așa încât timp de 23 de ani, aici, la Șimleu, a fost un colind neîntrerupt. Este un eveniment pe care îl așteptăm cu nerăbdare, un an întreg, pentru că este seara care vorbește despre Șimleul creștin. Astăzi seară ne colindăm unii pe alții. Și vreau să vă asigur că veți asista în seara aceasta la un adevărat regal. Veți asculta colinde vechi, colinde arhaice, colinde în vers stilizat, colinde din autori celebri, colinde scrise de anonim, colinde din repertoriu universal sau colindele copilăriei noastre. Și pentru toate acestea vreau să vă urez, să vă doresc să vă umpleți de acest sentiment al Crăciunului. Pentru că știm cu toții, Crăciunul este caracterizat de pace și bucurie. Pentru că este sărbătoarea iubirii, a păcii, a speranței și a bucuriei, invitații noștri vor revărsa în sufletele noastre aceste sentimente. Și pentru că o caracteristică a colindelor este faptul că ele se cântă în cor, pentru că și magii au fost împreună, nici îngerii n-au fost singuri, nici păstorii n-au fost singuri atunci când au adus laudă lui Iisus, aceasta este o altă caracteristică a Crăciunului, a cântecelor de stea. Și atunci când colindele se cântă în comuniune, când ne cântăm împreună, cu siguranță și bucuria se multiplică. Și pentru a ne multiplica această bucurie, am invitat astă seară un grup drag nouă din Bădăcini. Se numește, un grup folcloric, se numește Dealul Țarinii, face trimitere numele acestui grup la locul în care se află casa lui Iuliu Maniu, acolo unde a trăit marele român Iuliu Maniu. Și acești iubitori de folclor au hotărât să valorifice tradițiile satului în așa fel încât să țină nepieritoare, să țină mereu aprinsă flacăra românismului, a dragostei de țară și, nu în ultimul rând, a frumuseții cântecului și a obiceiurilor strămoșești. În după amiaza aceasta, așa cum mi-a spus coordonatoarea grupului, doamna Florica Man, vor interpreta trei colinde. Două colinde vechi, care se cântau în Bădăcini, pe vremea când doar bărbații mergeau cu colinda, ele se numesc Asta-i seara spre Asfințit și O regină maică sfântă, și vor încheia cu colinda Pe un pătul de fân și floare, pe versuri de Costache Ioanin. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și ne-ați adus acest trop de românism, de Bădăcini și de bucurie din Dealul Țarinii.
peste casă, peste masă, peste oamenii din casă. Varsă, Doamne, fericire, fericire și iubire, peste mari și peste mici, peste toți cât sunt aici. La anul și la mulți ani! Loric din Bădăcin și pentru că pentru foarte mulți dintre noi Crăciunul și Colindul înseamnă ulița copilăriei, sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră, în clipele de mai înainte, v-ați regăsit acolo, într-un sat, pe ulița copilăriei, când astfel de colinde vechi aduceau bucuria în casele dumneavoastră.